Bun găsit la BU Facts First. Sunt Sabina Iosub și vă arăt în această seară cum e reprezentată România în Parlamentul European și mai exact ce funcții de conducere au prins europarlamentarii noștri. Sunt 33 de europarlamentari în total și vedem că avem doi vicepreședinți ai Parlamentului European. Au fost votați în plen Victor Negrescu din partea SND și Nicolae Ștefănuță din partea Verzilor Europeni. Atenție însă, dacă ne uităm mai departe la funcțiile pe care au reușit românii să le ia în Parlamentul European, îl regăsim pe Dragoș Benea din partea SND, președintele Comisiei Regii, o comisie importantă ce se ocupă de fondurile de dezvoltare regională, politica de coeziune, chestiuni care ne interesează în România. Mergem mai departe la o funcție care poate e puțin mai greu înțeleasă în România, dar este extrem de importantă în comisiile respective. Danica este coordonator ITRE din partea SND și Loran Vințe, coordonator în AFCO din partea PPS, sunt cei care în aceste comisii, Comisia de Industrie, Comisia de Afaceri Externe, dirigează, să spunem, politica grupului respectiv pe anumite domenii. Mergem și la vicepreședinții de comisii, sunt ceva mai mulți, șase români au, pus, au prins această funcție de vicepreședinte de comisie, Rareș Bogdan, vicepreședinte la AFCO, Mihai Tudose, vicepreședinte la SEDE, de asemenea Iuliu Winkler, vicepreședinte la INTA și mergem mai departe și vedem de asemenea, pe Cristian Terheș, vicepreședinte la Comisia de Buget, pe Maria Grapini, vicepreședinte la Comisia care se ocupă de protecția consumatorului. Și Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură. Noi ne revedem miercurea viitoare la aceeași oră cu noi informații.